Salutare! Facem test de filmare cu Nikon Z6 II. Ce filmăm? Filmăm un clip de fitness, adică una bucată soție care face exerciții, una bucată Nikon Z6 II cu un obiectiv 17-70 și un microfon de la Rode Video Micro adus cu un prelungitor cât mai aproape, în așa fel încât bucata de soție să se audă cât mai bine. Nu vrem să o deranjăm foarte tare. Studioul improvizat de acasă, într-o cameră pe care nu o folosim, avem un bec atârnat în tavan și încă un bec din ăla ring LED cu 100-150 de lei de Polex. Nu e cea mai bună soluție de luminat un clip, dar asta avem, cu asta ne descurcăm. Acum o să vedem cât de bun este pe partea de autofocus Nikonul, pentru că este pe autofocus cu detectarea feței. Setările sunt 1:50 shutter-ul, F4 la 1080 în 25 de frame-uri pe secunde. Și o să vă arăt și câteva clipulețe filmate cu telefonul, o să vedeți o comparație cum se vede din Nikon și cum se vede din iPhone. Vorbim de un iPhone 11 Pro Max, care reușește să facă o filmare destul de bună folosindu-se de softurile care îl ajută foarte mult, neavând o lentilă și un senzor foarte mare, spre deosebire de ce are Nikonul. După ce am comparat cele două clipuri, cel din iPhone și cel din Nikon, pe ecran mare, pe ecranul calculatorului, pot să vă zic că sunt diferențe și sunt diferențe în favoarea clipului venit din Nikon. Este, calitatea imaginii este mult mai bună. Nu știu cât de mult o să vedeți voi, ați văzut voi diferența între cele două clipuri, având în vedere că eu l-am încercat pe YouTube și aici se pierde din detalii și din calitate, dar eu pe calculator pot să spun că Nikonul este câștigător versus filmarea pe care a făcut-o iPhone-ul. Deși, în continuare, repet, ce face iPhone-ul este nu bine, este foarte bine. În cele 30 de minute de filmare cât a durat exercițiul de fitness, o singură chestie nu a fost perfectă la filmarea de pe Nikon. Aparatul era setat pe detectarea feței și a ochiului pe toată zona de întreaga zonă, doar pe pătrățelul roșu din mijloc. Iar exercițiul cu bara care trecea prin fața ei a avut, să zicem, undeva la 50 de repetări în total și doar de vreo 5 ori nu a reușit să țină fața în focus, să țină ochiul în focus. În momentul în care bara a trecut, am avut partea aceea în care aparatul a încercat să a corecta focusul și a mișcat imaginea. Thank you.
care cei de la Nikon au făcut este în schimbarea asta între viewfinder, ecranul din viewfinder și ecranul principal. În momentul în care tu aduci ochiul aproape de viewfinder, automat ecranul principal se stinge și imaginea trece în ecranul mic din viewfinder. Ei, dacă ecranul rabatezi, adică îl scoți din poziția asta lipită de body, indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă apropii ceva de viewfinder, nu mai se face schimbarea de la ecran, de la ecranul mare la viewfinder. La ce ajută asta? În momentul în care filmezi și ai, să zicem, ecranul puțin rabatat așa, ai evita, te apropii cu corpul sau cu ceva de viewfinder, să, în felul acesta, aparatul evită să-ți oprească imaginea de pe ecranul mare și tu poți să vezi în continuare ceea ce filmezi. Scopul acestui prim test a fost să văd modul în care se descurcă aparatul cu setările de bază ale lui și pot să spun că sunt foarte mulțumit de ceea ce am obținut. Salutare!